Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Este ora 20:00, începe ora expertizei la Jurnal TV. Este ultima emisiune din acest an. În această oră vom încerca să facem bilanțul anului 2022, să ne aducem aminte cu ce am început acest an și prin ce provocări am trecut, care au fost crizele care ne-au marcat, care au fost așteptările de la început de an, câte din ele s-au realizat, câte am întâlnit pe parcursul acestui an, mă refer la provocări pe care le-am depășit, pe care încă nu le-am depășit, cu ce intrăm în anul 2023, care sunt provocările, riscurile, așteptările și speranțele pentru anul ce urmează. Pentru această discuție i-am invitat în platoul de la Jurnal TV, la ora expertizei, pe domnul Oazu Nantoi, deputat PAS, domnul Liviu Vovc, fost deputat, secretar general Platforma DA, domnul Teo Cârnaț, doctor în drept constituțional, jurist, care se alătură imediat discuțiilor, cât și domnul Vladimir Socor, care este online în legătură directă cu noi și va rămâne pe parcursul întregii emisiuni, analistul de politică externă a Fundației Jamestown. Bună seara și bine ați venit, vă spun tuturor. Domnule Socor, sper că ne auziți și dumneavoastră și sunteți conectat. Așa este. O să începem cu dreptul, sper, și deodată să intrăm în subiectul din această seară, pentru că avem multe de discutat. În primul rând, anul 2022 a fost unul care a zguduit Republica Moldova, pe lângă faptul că a zguduit întreaga regiune, odată cu declanșarea războiului în Ucraina, declanșat de invazia rusă asupra vecinilor noștri. Acest lucru a avut un impact considerabil și asupra Republicii Moldova, iar de aici, ca și avalanșă, au început sau s-au adâncit și alte crize care deja își începeau să fie simțite tot mai mult, atât criza energetică, a urmat și războiul hibrid. La început de an am avut și criza refugiaților, care a presupus un efort substanțial atât din punct de vedere managerial. Aici s-au implicat, pe lângă autorități, foarte mult și cetățenii Republicii Moldova, lucru reflectat pe larg de Jurnal TV. Dar aceasta fiind mica mea introducere, o să încep prin simpla întrebare: dacă anul 2022, așa cum a fost văzut la sfârșitul anului 2021 ca și așteptări, cum a fost perceput, iată, astăzi, la o distanță de un an? Anul 2021 era dominat de COVID, da, și nouă ne se părea că asta e o problemă foarte gravă și importantă, da. Totodată, deja din aprilie 2021, Federația Rusă a început să concentreze forțele de-a lungul frontierei cu Ucraina. A apărut întrebarea, dar ce va fi? Pe urmă, aplicații militare, pe urmă, activități diplomatice. Și sigur că anul 2021 s-a terminat cu așteptări așa destul de grave în raport cu Ucraina. Eu spun asta în cunoștință de cauză, dat fiind faptul că conducerea Republicii Moldova deja pe atunci analiza diferite scenarii. Noi nu știam, va fi război, nu va fi, dar cel puțin pentru fluxul de refugiați noi ne pregăteam din timp. Și respectiv a apărut întrebarea, dar ce ne facem cu securitatea energetică? Da? Și totodată o mică precizare. Când noi vorbim despre război, despre agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, eu personal consider că această agresiune a început în 2014 cu anexarea Crimeei, au urmat 8 ani de acțiuni militare în regiunile Donetsk și Lugansk, ilegal ocupate de Federația Rusă, și deja la 24 februarie regimul de la Kremlin a decis să declanșeze operațiune militară în scopul genocidului poporului ucrainean și lichidării statului ucrainean. Și sigur că această dramă
absolut neașteptată pentru, inclusiv pentru importanței politicieni din țările europene, a schimbat mersul istoriei și a schimbat inclusiv situația politică internă în Republica Moldova. Domnule Bovc, pentru dumneavoastră, așteptările de la sfârșitul anului 2021, ați intrat în anul 2022 cu anumite așteptări și pe plan social-politic, ați fost în ipostaza de a urmări ce face noua guvernare, PAS, fostul partener într-un bloc și presupun că ați dat niște aprecieri în acel moment. Astăzi tragem linie. Au fost și niște provocări care erau așteptate într-un fel sau altul, deși multă lume spunea că nu va fi război până la urmă, sunt niște aplicații, asta la sfârșitul anului trecut. Și astăzi suntem în a 306-a zi de război. Republica Moldova este în imediată apropierea primei linii de război. A trecut prin foarte multe în această perioadă. Cum vedeți în câteva propoziții acest an? Bine, la sfârșitul anului 2021, tot în acest platou am spus că, uite, cele 100 de zile a noului guvern au trecut și noi sperăm că în 2022 guvernul, majoritatea parlamentară își va schimba părerea și va asculta de propunerile, de reacțiile care vin de la opoziția extraparlamentară cu viziuni pro-europene, pentru că trebuie să facem diferență între platforma DA și restul opoziției de alde șor, socialiști, Chicu și alții. Însă constat că la sfârșitul anului 2022 trebuie să spun același lucru, pentru că parcursul acestui an platforma DA a venit cu mai multe recomandări, a venit cu anumite reacții acolo unde vedeam că lucrurile nu se mișcă corect, însă nu am fost auziți. Unicul care ne-a auzit a fost ministrul Muncii și Protecției Sociale, domnul Spătar, care a modificat regulamentul cu privire la atribuirea compensației, regulamentul... Dar el face parte din guvernarea PAS. E unic, dar dacă să revenim la alte probleme, domnul Nantoi, noi în august 2021 am vorbit despre sesizarea la Curtea Constituțională cu privire la scoaterea în afară a legii a partidului Șor. A durat un an de zile, până când în sfârșit am fost auziți. Numai și atunci când am fost auziți, sesizarea a fost scrisă nu conform propunerilor platformei DA, argumentelor platformei DA, dar a fost scrisă destul de slabă. Și respectiv, platforma DA a trebuit, Dinu Plângău, președintele partidului, a trebuit să vină cu o opinie adăugătoare către Curtea Constituțională pentru a îmbunătăți această sesizare, ca nu cumva să ne facem cu toții de rușine și să avem o decizie a Curții în detrimentul democrației, să spunem așa. Și în al doilea rând, noi, de când s-a început problema cu criza energetică, am spus că noi înțelegem ce s-a întâmplat în 2021, în octombrie, noiembrie, eram șantajați de Federația Rusă că opresc livrările de gaz. Atunci eram încurajați, o să fie o iarnă grea, dar din primăvară totul va fi bine. Pentru toți era clar că nu o să termine aici și o să continue această criză și Federația Rusă iarăși va încerca să ne șantajeze. Am venit cu propuneri. Haideți să ne pregătim pentru următoarea iarnă, să devenim mai eficienți energetici, să creăm subvenții pentru cetățenii ca să-și termoizoleze casa, să instaleze panouri solare, să instaleze pompe de căldură. Un an de zile am pierdut ca să ne trezim în iarna anului 2022 cu același mesaj. Noi o să compensăm și o să trecem. O să fie o iarnă grea, dar o să trecem peste asta. Eu îmi cer scuze. Nu se poate tot ce s-a întâmplat în sectorul energetic. Asta nu e meritul numai guvernării. Dar este evident că societatea pe ansamblu s-a mobilizat. Businessul privat investește banii și ne critică pe noi pentru că nu suntem cooperanți în ceea ce privește sursele de alternativă de energie recuperabilă. Au fost inițiate niște proiecte în energetică, dar ele nu pot fi realizate timp de o lună. Astea sunt proiecte de lungă durată. De acord, deci, asta își spun că un proiect energetic cu privire la subvenționarea persoanelor fizice, el nu a fost inițiat în 2022. Sperăm că în 2023, după această iarnă, o să fie. Pentru că acum, deja când suntem stat candidat de aderare la Uniunea Europeană, sper că o să vină și finanțări din Uniunea Europeană pe care putem să le investim în eficiența noastră energetică. Dar
lucru cel mai trist care noi l-am raportat anul trecut și am spus că haideți să fim transparenți, haideți să facem consultări. Tot anul 2022 s-a repetat aceeași problemă. Și sunt multe proiecte de lege care au fost votate, au ajuns în Parlament prin ușa din spate, fără ca noi să putem să reacționăm, să venim cu propuneri. Și aici putem să vorbim despre reforma spitalelor, despre bugetele pe anul 2023 și multe alte proiecte care au fost votate în 2022. De aia vom lua exemple concrete sectoriale un pic mai târziu. Sperăm că 2023 va fi altfel. Foarte rapid și la domnul Cârnaț și facem prima, să-i zic, concluzie, altfel prima linie din tot ansamblul de linii pe care le vom trage astăzi pentru bilanțul anului 2023 și cu domnul Socor. Domnule Cârnaț, pentru dumneavoastră, pe ansamblu, anul 2023 a corespuns așteptărilor sau 22. Voi vedea. 2022, 2023 urmează să vedem, pentru anul curent. Printre altele, 2022 a fost un an bun la politica externă a Republicii Moldova. Trebuie să spunem ceea ce este, fiindcă am devenit stat candidat la Uniunea Europeană. Asta nici prin vis nu era în 2021. Referitor la politica internă, eu așteptam de la noua guvernare acea rapidă reformă în domeniul justiției, așa cum s-a promis în cadrul campaniei electorale. După cum vedem acel preveting până la urmă, când s-a finalizat, noi vedem că a fost decapitat. CSM-ul nu funcționează, CSP-ul nu funcționează, vedem că o parte a instanțelor de judecată sunt prea, știți așa, încordate în lucru, fiindcă o parte din judecători nu au fost numit pentru plafonul de vârstă, putea să, ulterior să meargă plafonul. Ulterior s-au adoptat mai multe, știți așa, legi de compensare a ceea ce s-a așteptat din domeniul reformei justiției, legat de acest ping-pong cu procurorul general, un dosar, două, trei, patru dosare penale, dosarul Stoianoglu, până la urmă este impas, nu avem un procuror general legal, legitim și constituțional ales până în prezent, că a trecut mai mult de un an de zile. La capitolul justiție, 2022 a fost un an de regres și nici de cum progres. A doilea moment, la capitolul social-economic, uitați-vă că 2022 nu se aștepta ca să fie atât de galopante aceste prețuri în toate domeniile. Nu se aștepta. Poate aici domnul Ozmanatoi va spune că nimeni nu se aștepta că se va începe războiul în Ucraina. Se interdependente la acest capitol. Dar, uitați-vă, în Ucraina este război, dar prețurile la produsele alimentare sunt mult mai ieftine ca în Republica Moldova. În Republica Moldova, unde noi nu suntem în război direct cu Federația Rusă, avem un război înghețat în stânga Nistrului, prețurile sunt galopante mai în toate domeniile. Și la produse alimentare, și la energie electrică, și la energia de care vreți, și la produse alimentare. Au crescut prețurile, știți așa, ca pe drojdie. Alt aspect e legat de această promovare sau de apărare a drepturilor copiilor. Fiindcă, din informația care o posed, cam 5% din copiii care trebuie obligatoriu să fie școlarizați nu s-admiși la școală. În legătură cu faptul că nu s-au vaccinat. Mulți m-au sunat pe mine și au spus, domnul profesor, ce facem? În așa circunstanță zic, vaccinați-vă. Ei au anumite stereotipuri legate de vaccinare. 5% sunt neșcolarizați în Republica Moldova. Declar suscitarea, asta este anul 2022. La capitolul de acum social-politic, noi am fost martori când s-a suspendat activitatea a 6 posturi televiziune, fără ca să fie respectate proceduri. Noi suntem martori când de acum este tentativă de a scoate în afara legii neconstituțională unui partid politic. 2021 erau vorbe, s-a depus sesizar la Curtea Constituțională, dar Curtea Constituțională a reîntors această sesizare înapoi în legătură cu faptul că subiecții care au formulat această sesizare nu corespundeau conform legii. Nimeni nu s-a aștepta ca în 2022 să margă la această lovitură asupra libertății de exprimare și a democrației. S-a fost 2022. Că sunteți de acord ca cineva să tacă despre faptul că sunt uciși copii, de exemplu? Domnul Mișin, dar discutăm, am spus că vorbim despre vorbim cu faptul pe că cineva subiecte. Trebuie să tacă, trebuie să strigăm că se omoară copiii. Dar în așa și nu trebuie să blamăm dacă cineva omite sau
nu, nici nu vorbește despre acest lucru. Domnul sau Mișu, vorbește iar un alt la respectarea legii întocmai în raport cu fiecare subiect care activează în domeniul mass media. Respectarea legii și altceva nimic. Cred că într-o țară ca Estonia, fiindcă care este de multe ori comisia situații excepționale la acest capitol, ea a guvernat Republica Moldova eu în detrimentul guvernului. O să pun doar asta întrebări. E. Astăzi facem un bilanț al anului, o totalizare până atunci. Sau, dacă aveți scurt... Dacă rămâne, dar un pic... Așa. Domnule Socor, acum, pentru dumneavoastră, am următoarea întrebare. Noi am vorbit timp de 30 de ani despre managementul de țară, care a fost în proporție de 99,9% prost. Pentru anul 2022, Republica Moldova spera să vadă multe reforme. E adevărat că frustrările pe care le vedem și astăzi și în alte emisiuni cumva înseamnă că au fost în spate și niște așteptări pe măsură. Managementul prost de țară s-a datorat multiplelor guvernări care nu au știut ce să facă cu această țară. Au existat multe provocări în acest an. Au existat și niște inițiative, cât de bine au fost ele închegate pe hârtie și apoi implementate. Să ne spuneți dumneavoastră, pe partea de management de țară, în 2022, cum a stat Republica Moldova? Inclusiv prin a face față provocărilor care au venit chiar din prima lună a acestui an. Da. Programul și agenda guvernării au fost deturnate de la reforme la simpla supraviețuire. Aceasta s-a datorat pandemiei din 2020-2021, la care s-a adăugat criza energetică din 2022. Guvernarea s-a văzut obligată să asigure pur și simplu supraviețuirea populației Republicii Moldova, abătându-se temporar de la reformele fundamentale. Și, după părerea mea, guvernarea a făcut față acestei situații cu succes. Pentru populația Republicii Moldova este greu să accepte ideea că guvernarea gestionează situația cu succes, deoarece, așa cum au spus antevorbitorii în această emisiune, inflația este una galopantă, nu numai la energie, dar și la alimente și la alte produse de primă necesitate. Din punctul de vedere al populației, e greu să se înțeleagă faptul că guvernarea totuși face față cu succes. Ea asigură supraviețuirea Republicii Moldova, supraviețuirea statului și stabilitatea internă. Și acest lucru a devenit posibil datorită sprijinului extern. Fără sprijinul extern, finanțarea externă, în mod concret, asigurată de către această guvernare, Republica Moldova s-ar fi prăbușit. Statul și societatea, populația ca atare, nu ar fi supraviețuit acestor crize fără finanțarea externă asigurată de către guvernarea PAS. Nici o altă conducere, niciun alt partid, nici o altă guvernare nu a fost capabilă să asigure finanțarea externă în asemenea măsură cum a făcut-o guvernarea PAS și personal președinta Maia Sandu. Dumnezeu se bucură de un credit moral, politic, atât de înalt în Occident, încât a asigurat, practic, finanțarea externă. Dimensiunile mici ale Republicii Moldova, populație mică, suprafață mică, au devenit, dintr-un handicap, s-au transformat într-un atu. Uniunea Europeană, practic, începe să preia întreținerea economică a Republicii Moldova, datorită dimensiunilor țării și populației. Acest lucru nu ar fi posibil, să spunem, în Ucraina sau în țări mai mari decât Republica Moldova, dar este posibil, a devenit posibil în Republica Moldova. Și, repet, datorită guvernării PAS. Acesta este un succes fără precedent, într-o situație de crize multiple fără precedent. Aceste fapte merită a fi recunoscute și este meritul guvernării.
Aceasta este o primă concluzie. A doua concluzie se referă la situația externă. Cred că suntem cu toții de acord. Au spus-o foarte mulți oameni înaintea mea. Republica Moldova supraviețuiește pe plan extern, pe plan securitar, datorită Ucrainei. Datorită faptului că Ucraina rezistă agresiunii rusești. În primăvară ne-am temut cu toții că Rusia ar putea ajunge la Odessa și dacă Rusia ar fi ajuns la Odessa, s-ar fi destabilizat complet situația din interiorul Republicii Moldova, s-ar fi răsturnat balanța politică internă de pe dreapta Nistrului, nu stânga Nistrului, de pe dreapta Nistrului. Iar conducerea de la Tiraspol, care deocamdată adoptă o poziție de neangajare și practic de neutralitate între Rusia și Ucraina, ar fi fost obligată să se situeze în mod deschis de partea Rusiei dacă armata rusă ar fi ajuns la Odessa. Ucraina a împiedicat ca acest lucru să aibă loc. Acum guvernarea și-a schimbat în mod pozitiv atitudinea și față de războiul din Ucraina și față de securitatea militară a Republicii Moldova. În primele luni ale anului 2022, guvernarea PAS a adoptat o atitudine foarte prudentă în privința agresiunii rusești din Ucraina. Retorică foarte reținută, nu a dorit să critique Rusia în mod deschis, s-a solidarizat cu Ucraina în măsura necesară, dar nu de plină măsură, în parte nemulțumind Kievul. Această atitudine s-a schimbat în mod vizibil pe parcursul anului. Și guvernarea a ajuns să critique în mod deschis Rusia, să vorbească despre atrocități rusești, barbarie rusească, agresiune rusească împotriva Ucrainei. Acum guvernarea se solidarizează în mod deplin și deschis cu Ucraina, cum este și firesc. De asemenea, guvernarea, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, se vede confruntată cu problema înarmării Republicii Moldova. Republica Moldova, fiind țară neutră, este dezarmată. Nu are, practic, niciun fel de armată. Armata Republicii Moldova există numai pe hârtie. Republica Moldova, practic, nu are armată capabilă de luptă. Nu poate să reziste unei eventuale agresiuni rusești. Și guvernarea începe să se preocupe de înarmarea Republicii Moldova. O preocupare foarte legitimă și chiar foarte urgentă. Dar guvernarea încearcă să obțină acest rezultat fără să aloce sau să alocăm numai în mică măsură cheltuieli militare de la bugetul Republicii Moldova, încercând, așa cum este firesc, normal, ca partenerii externi să financeze înarmarea Republicii Moldova. Nu e vorba de reînarmare, e vorba de înarmare, pur și simplu. Ea nu poate fi făcută altfel decât prin finanțare externă, așa cum este cazul și în Ucraina. Măsurile sau nivelul finanțării externe necesar pentru Republica Moldova este mult, mult mai mic în comparație cu Ucraina. De aceea este pe deplin realizabil, prin donații, așa cum se întâmplă și în Ucraina. Și eu sper că în anul care vine, să vedem o armată a Republicii Moldova capabilă de a opune rezistența armată unei eventuale agresiuni externe, atât timp cât este necesar pentru ca ajutor extern, inclusiv militar, să sosească în Republica Moldova. Statutul de neutralitate nu înseamnă că Republica Moldova nu are voie să ceară ajutor extern, inclusiv trupe, în cazul unei agresiuni militare sau unei amenințări directe cu agresiunea militară. Neutralitatea nu înseamnă că Republica Moldova nu are dreptul să ceară ajutor imediat, inclusiv cu trupe. Dar pentru asta Republica Moldova trebuie să fie capabilă să reziste câtva timp. Și sper să vedem această capabilitate a Republica Moldova luând naștere în decursul anului 2023. Am înțeles, domnule Socor, rămânem la acest subiect. Am o întrebare aici pentru domnul Antoi, o să și completați în același timp. În 2022, Republica Moldova a avut de făcut față atât la războiul din preajmă, ceea ce înseamnă și tot felul de amenințări de securitate și în Transnistria, și criza energetică, și criza refugiaților, plus la asta așteptările de reformă care au fost făcute pe partea de justiție. Am discutat despre asta în repetate rânduri.
Acum, domnule Nantoi, guvernarea a fost criticată și cu dreptul și cu stângul, pentru că acolo nu a făcut, acolo a fost lipsă de comunicare, deși au fost mai multe inițiative, iar pe plan extern, e adevărat, nu doar cu eforturile interne sau cu autoritatea PAS în, pe plan internațional, Republica Moldova a obținut și statutul de stat candidat. Dar mă întreb pe dumneavoastră, pentru că sunteți mult mai sincer în relatările pe care le faceți. Unde PAS putea mai bine? Unde nu a făcut suficient? Unde credeți că se putea de făcut sau de a luat o altă abordare? Astăzi, la o distanță de un an. Eu totuși aș fi vrut să continuu ceea ce a pornit prietenul meu, Vlad Socor. Deci, anume venirea la guvernare a PAS-ului și a doamnei Maia Sandu a făcut posibilă acea susținere din exterior fără precedent a Republicii Moldova. Să nu uităm și platforma de susținere a Republicii Moldova, să nu uităm și parteneriatul fără precedent cu România, să nu uităm că din fiecare plecare în străinătate, doamna președinte Maia Sandu vine cu asistență financiară. Noi spunem pentru Republica Moldova, nu, pentru cetățenii Republicii Moldova. Să nu uităm că PAS a creat un sistem fără precedent de asistență pentru consumatorii resurselor energetice în Republica Moldova și eu nu caut aici să caut laude PAS-ului, dar când mergi cu soția la piață și oamenii te opresc, spun, da, domnul Antoan, am primit factura, eu plătesc cu 60% mai puțin decât aș fi plătit. În ceea ce privește criza energetică, stimați colegi din platou, timp de 30 de ani în țara asta din sectorul energetic s-a furat. Noi lucrurile ăsta îl știm. Și atunci când PAS-ul a venit și a fost pus în fața situației să negocieze cu Gazpromul, deci a fost adoptată acea formulă magică. Da? Și ideea care era? Că iată iarna, vine primăvara, prețul la gaz scade pe piețele spot, da? Și formula, deci permite reducerea prețului la gaz. Dar dacă în anul 2020 Federația Rusă a exportat pe piața Uniunii Europene 175 de miliarde de metri cub de gaz, în 2021 a apărut simptome și în 2022 a fost declanșat războiul energetic. Și când în 2020 prețul pentru 1000 de metri cub la gaz era $100, dar în 2020 salta până la 3.000, Moldova, care timp de 30 de ani a fost ghidată de hoți care furau din sectorul energetic, noi nu aveam ce să... Deci, cu mare greu s-a reușit, cu supraeforturi. Deci, avem căi de alternativă de livrare a gazului în Republica Moldova, am făcut rezerve pe care le-am depozitat în România și în Ucraina și nu depindem, nu suntem șantajabili de Gazprom. Cu curentul electric e mai complicat. Dar eu vreau să spun un lucru, că asta e părerea mea personală, bazată pe emoții. Stimați colegi, este cinic și inadmisibil să comparăm prețurile din Ucraina și în Republica Moldova. Este cinic, dat fiind faptul că în Ucraina nu există piață liberă, dat fiind faptul că hrivna nu este liberă, cursul este fixat, dat fiind faptul că în fiecare săptămână în bugetul Ucrainei se injectează aproape $1 miliard de asistență financiară în situație când produsul intern brut s-a prăbușit cu o treime. Deci acestea sunt lucruri incomparabile. Haideți să fim onești în fața telespectatorilor și să criticăm guvernarea pentru ceea ce depinde de noi, dar încă nu ajunge să ne comparăm cu prețurile din Coreea de Nord. Cât privește performanțele noastre. Deci ele sunt, eu nu sunt acela care consider că tot ce se întâmplă în Republica Moldova se datorează guvernării. Da, noi am văzut, eu am văzut cum businessul privat investește în energetică, dar totodată noi vedem că au fost pornite proiectul de modernizare a sistemului de termoficare în Bălți. Asta nu se realizează peste noapte. Dar s-a pornit, banii s-au găsit.
Și în Bălți lumea va trece la distribuția agentului termic pe orizontală, când fiecare deci, determină cât consumă, în ce condiții. Același proiect pornește și la Chișinău, centrala de tensiune, asta, linia de tensiune înaltă, Isaccea, Vulcănești, Chișinău. Câți ani, câte decenii noi am auzit vorbăraie despre linia asta de tensiune înaltă. S-a pornit și proiectul ăsta. Da, avem probleme grave cu curentul electric și cu centrala asta blestemată de la Cuciurgan, cu afacerea asta, care nu este transparentă, când noi gazul obținut de la Gazprom îl dăm malului stâng și, în schimb, avem curent electric la un preț mai mic decât acela care îl avem pe piețele din România, unde și... Deci, dar totodată este asigurată pacea, este consolidată securitatea Republicii Moldova. Eu când particip la diferite discuții, eu formulez așa o întrebare. Spuneți-mi, vă rog, țările baltice, dacă n-ar fi fost țări membri Alianței Nord-Atlantice, ele astăzi ar fi existat? În opinia mea personală, nu. Însă Republica Moldova, protejată de armata ucraineană, deci a făcut supraeforturi și așa, dacă să spunem într-un limbaj mai puțin formal, deci noi suntem luați sub aripa Alianței Nord-Atlantice și Uniunii Europene, sub aspectul securității. Un fel de soft power, deci se extinde asupra noastră. Asigurarea păcii și susținerii din exterior, asta este extrem de important. Și s-a făcut pași fără precedenți în ceea ce privește asistența socială pentru concetățenii noștri. Eu termin, eu vreau să spun aici. Când noi am venit la guvernare, eu mă gândeam la proiecte de tehnologii înalte și când acolo ajungi la site-ul Lemne.md. Slavă Domnului că nu s-a ajuns la site-ul Tizic.md. Dar asta este realitatea. Extare de război. De ce? Guvernarea PAS a făcut față acestor provocări, a asigurat pacea, stabilitatea politică, război hibrid, alte poveste și asistența socială. Asta nu oferă proiecte de dezvoltare, dacă mă întrebați ce lipsește. Dar când bugetul tot este concentrat pe asistență, e greu să găsești resurse pentru proiecte de dezvoltare, în special în condițiile de insecuritate. Republica Moldova a trăit pustaza de a supraviețui după ce a început războiul. În 2022, în ipostaza de a fi și stat candidat la Uniunea Europeană. Un paradox pe care îl trăim astăzi. Discutăm mai multe după o scurtă pauză. Stați aproape. Vă zic așa, îl beți, una din voi rămâne aici pe divan și el altul duce în partea și el altul. Satul nostru a murat cu totul altfel decât cu moriștile este atâle. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, spate. Hne. Vântule, măria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai bun bauză din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi, ca să mulțăm nură de tâmpiți pe fața pământului și învățăm noi unul de la altul. Partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine.
Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții, ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când să împlinesc și eu 80 de ani, o să întrem o gradă și o să vedeți schimbările care sunt. Nu știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova, revenirea acasă, în fiecare duminică, de la ora 20, la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Da și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Harta de a învinge poftele. În fiecare weekend. La Jurnal TV. Как произошло? Постреляли по бить. Вот скажите, куда мне ехать? Faimosul avion Maria a fost bombardat de către armata rusească. Ведешь на улицу, как будто как в Чернобыле, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студентов. Крылей класса, да, ну, нам. Репортажи, мнение компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастье. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Sunt peste 780 de oaspeți. Vor avea loc și lansări de carte. Da. Iată, o asemenea minunăție de carte va fi lansată. Vorbeam de importanța acestei reuniuni pentru că s-au deschis ușile spre coproducții. Te rog să ne vorbești despre această ediție a zilelor, ce filme vin și ce noutăți vom avea. Anul ăsta avem acoperite aproape toate filmele cu invitați, deci e o ediție destul de interesantă, iar capul de afiș, fără îndoială, este Dorel Vișan, care asta am vrut unul din mari actori români. Urmăriți o nouă ediție a emisiunii Vânturile, Valurile, duminică, 18 septembrie, începând cu ora 17:00, doar la Jurnal TV. Noi ne întâlnim mâine și poimâine după știri la Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi, o seară frumoasă! Urmează Postscriptum în fiecare joi și vineri după știri. În curând, în casele voastre, la Jurnal TV. У него самая высокая раскрываемость в управлении Шевченковского района. Urmăriți seriale de succes produse în Ucraina. Cunoașteți operele regizorilor consacrați din țara vecină și prindeți gustul producțiilor de calitate. Scenarii puternice despre curaj. Care-i vă tu? Istorie, dragoste.
драми и емоции синчере. Разбила жизнь одному моему сыну, а второго заставила жить во лжи. Это мои дети. Внимательно, внимательно! Олег в курсе, что это наши родители? Не может быть. Это женщина моя мать? Я твоя мать. Într-o nouă grilă lansată în semn de susținere a poporului ucrainean. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас ушел из этого дома. Ты не это ищешь. Seriale produse în Ucraina. Din toamnă la Jurnal TV. Revenim, doamnelor și domnilor, suntem din nou în direct. Discutăm în continuare despre anul 2022. După, dacă mai aveți de făcut completări, o să vă rog pe domnul Vovc. În același timp, eu am întrebat pe domnul Nantoi despre bilele negre pe care le-ar da guvernării PAS. O să revenim cumva și la acest subiect, dar aș vrea să punctați și dumneavoastră, domnule Vovc, bilele albe și bilele negre pe care le vedeți pe sectorul energetic, pe sectorul social, pentru că aici vorbim totuși despre consecințele crizei energetice, vorbim și despre criza refugiaților și clar pe justiție, pornind cumva și de la câtă dreptate s-a făcut în privința luptei antipropagandă, că vorbim totuși despre un război hibrid în floare încă. Vorbim în același timp și despre dosarele care au fost la ordinea zilei, dosarele mari, și sancțiunile internaționale care cumva încă nu s-au materializat sub forma sancțiunilor aici pe plan local. Dosarele mari, noi avem doar dosarul lui Igor Dodon, care este instanță. Dosarul cu privire la finanțarea ilegală a partidului Șor, în care este și se face referire și la doamna Tauber, ea încă nu a ajuns în instanță. Din luna iunie până uite, suntem în decembrie, acest dosar încă este pe masa procurorilor. Dar despre asta o să discutăm mai târziu, despre prețuri, pentru că aici a fost o dezbatere aprinsă și aș vrea să fac o concretizare, domnul Antoi. În noiembrie anul trecut, ministrul economiei, domnul Gaibu, pe atunci, când deja inflația ajunsese la 20 ceva de procente, într-o emisiune a spus că nu avem ce să facem, trebuie să ne acomodăm. Asta s-a dat exemplu Ucrainei, s-a dat exemplu altor țări care au încercat cumva să lupte cu această creștere fulminantă a inflației. Desigur că a venit și războiul după aceea care tot a catalizat acest proces. Și a apărut întrebarea unde este Banca noastră națională. Dar noi în 2021, când am auzit declarația ministrului economiei, am spus că schimbați ministrul, că nu e omul la locul potrivit. O trebuie să treacă un an și câteva zile ca nu, să plece acest... Nu e corect, nu e corect. Iată, domnul Gaibu a spus așa, dumneavoastră ce propuneți în schimb? Ce propuneați în schimb, concret, ca acțiune? În primul rând era cu susținerea producătorilor autohtoni, pentru că dacă vrem să combatem tot asta, și ce asta? A venit Gaibu în Parlament și a anulat legea promovată de platforma DAC cu privire la 50% de produs. Nu, știți raftă. Care e situația? Eu înțeleg că adică... este important pentru dumneavoastră ca să aduceți aminte... Nu, eu nu vreau să spun cu răutate. Iată, platforma DAC a venit cu inițiative, dar eu v-am spus că... Deci dacă domnul Gaibu a spus așa, ce propuneți să schimb? Susținerea producătorilor autohtoni. Dar în condițiile când în Republica Moldova importul de 3 ori mai mare decât exportul și noi am importat această inflație cu prețurile la resurse energetice în primul rând, ce se susține aici? Ce să susține aici când Federația Rusă iarăși ne-a trăsnit pe exportatori de fructe în Rusia? Corect. Și revine iarăși replica domnului Gaibu, care a spus că dacă o să se închidă producătorii noștri, o să importăm mai mult ce avem de făcut. Eu vorbesc despre lucruri simple, unde trebuia depus. Eu nu vorbesc despre noul ministru, despre competența lui, el încă este în primele 100 de zile, o să vedem. Dar se putea, dacă se acționa la momentul potrivit, când se vedea că nu era persoana care trebuie la locul potrivit, trebuia atunci de acționat ca să nu pierdem un an de zile. Este lista, al doilea lucru. Este lista mărfurilor social, cum este necesare, unde este plafonat profitul, da?
Deci și pentru ca păturile cele mai social vulnerabile să nu fie afectate atât de mult de inflația aceasta. Noi am depus eforturi peste eforturi cu majorarea pensiei, cu indemnizații, deci și politici sociale. Haideți că nu vreau să vorbesc despre indexarea pensiei pentru anul viitor. Pentru da, că aici tot nu, vorbiți. Așezați-vă împreună cu Adnostalca și vorbiți. De ce dacă inflația, cu Adnostalca? Dacă inflația e 30%... Păi, dacă inflația e 30% și legea prevede una, atunci ce s-a făcut în cercare? Așezați-vă împreună cu Adnostalca și vorbiți. Deci nu vorba de Adnostalca, domnul Antoi, ci vorba de cetățenii. Dar care e deficitul ăsta bugetului și care este deficitul fondului social? Noi ce, vrem să falimentăm țara asta? Nu, cu noi nu vrem să falimentăm, dar dumneavoastră spuneți despre anumite lucruri care s-au făcut în 2021 pentru a majora pensiile și acum, da, din cauza și la inflație, în anul 2022 s-a majorat indemnizațiile și salariile bugetarilor. Veniturile cetățenilor se vor reduce, pragul sărăciei oricum o să crească în această perioadă. Despre păi, asta spun. Haideți să oprim războiul și redresăm situația. Eu sper că o să oprească, dar noi vorbim despre lucruri concrete, unde trebuia de acționat. Când spuneți despre gaz. Da, noi înțelegem că a fost un nou contract semnat, dar până în 2021, prevederea cu 5,7 milioane, volum de 5,7 milioane, ea nu a fost. Ea a fost semnată la negocierile ministrului Spânu. Și acum noi suntem șantajați anume prin prevederea asta care a apărut în contract în 2021. Știți când, care până acum situația? Era doar volumul concret pe parcursul unei luni știți care se situația? Aduce. Domeniul energetic este unul foarte specific. Pot să vă aduc aminte, de exemplu, că Federația Rusă îi plătește Ucrainei și ucrainenii acceptă taxa pentru tranzitarea gazului prin sistemul de gazoducte a Ucrainei. Deci faptul că pasul care n-a fost privit cu ochii buni de guvernarea de la Kremlin și deodată ne-a prins pe noi cu necesitatea semnării acestui contract, care nu a fost semnat de Dodon în pofida dragostei lui nețărmurite cu Putin. Deci sigur că noi am devenit șantajabili în sensul acela că procesul de negociere a fost netransparent. Noi știm, pe urmă am aflat că doamna Maia Sandu, pe lângă doamna Merkel, au intervenit pe lângă Putin pentru ca totuși să se ajungă la niște condiții cât de cât. Da, conținutul contractului poate fi criticat. Eu n-am participat la aceste negocieri. De ce? Pentru dumneavoastră e noutate că Rusia folosește Gazprom în calitate de armă. Nu este noutate. De aceea, platforma de anul trecut, când erau negocieri, le-am venit cu propuneri. Cum trebuie noi să negociem? Care sunt așii noștri cu privire la Transnistria? Și aici trebuie... Dar doar ce a spus domnul Socor cu privire la... Vrem să ajungem la domnul Socor, pentru că dacă suntem pe subiectul energetic, aici, într-adevăr, sunt multe de discutat. Există foarte multe nuanțe. Domnule Socor, pe dimensiunea energetică în Republica Moldova au fost atâtea critici, cred că nici pe subiectele de justiție nu ne-am distrat cu ghilimelele de rigoare atât de mult, cum s-a întâmplat cu subiectele pe segmentul energetic. Ba, contractul nu a fost publicat și e o problemă. Niște clauze, un audit care nu s-a mai întâmplat, creșterea prețurilor pentru gazele importate, urmate de micșorarea livrărilor de gaze naturale. Multiple scandaluri care cumva au și însemnat ceea ce cunoaștem deja cu toții, un șantaj și mai mare din partea Gazpromului în adresa Republicii Moldova. Au fost luate mai multe decizii, până la urmă, astăzi, în acest moment, suntem cu asigurați cu gaze naturale din rezervă și achităm sau transferăm toate gazele naturale către regiunea transnistreană, către Mgres, de acolo cumpărăm astăzi energie electrică. Ați urmărit cu siguranță toate procesele pe acest sector în 2022. Cum le vedeți? Cum ar trebui să, cum le înțelegeți dumneavoastră? Cum le vedeți? Și cum le percepeți? Vă rog. Da. Eu, în primul rând, acord încredere guvernului și acord încredere ministrului Spân. Situația este mult mai complicată decât o cunoșteam eu personal până în anul 2021-2022. Între timp, cu toate multiplele crize, situația din domeniul energetic s-a complicat atât de mult, încât
comparație cu ce era până în 2021, încât eu mărturisesc că mi-e greu să urmăresc toate complicațiile noi, cele care au intervenit suplimentar. Îmi este greu. Și pentru că situația este încrucișată și fără precedent de complicată, și pentru că nu toate informațiile sunt făcute publice. Dar tocmai din aceste considerente vreau să acord încredere deplină guvernului și ministrului Spânul. Foarte multe critici la adresa guvernului și la adresa ministrului personal provin de la politicieni care nu se pricep în acest domeniu. Sunt niște critici de tip politicianist, de către politicieni sau lideri de partide care doresc să obțină avantaje de politică internă, criticând guvernul în probleme în care politicieni nu se pricep. Și eu nu vreau să mă alătur acestor critici din afară, care nu poartă nicio răspundere concretă pentru aprovizionarea Republicii Moldova cu gaze naturale sau cu electricitate. Ei nu poartă răspundere concretă la guvern. Ei critică din exterior fără să cunoască situația din interior și fără să se priceapă în domeniu. De aceea, eu cred că guvernului trebuie să îi se acorde încredere practic deplină. Guvernul asigură supraviețuirea statului și supraviețuirea populației. Și el trebuie să ia niște decizii foarte rapide, pe termen foarte scurt, din motive, din considerente pe termen scurt, uneori fără a se gândi la strategia pe termen lung. Problemele sunt atât de urgente încât e nevoie de soluții pe termen scurt. Și eu personal sunt mulțumit cu faptul, sunt mulțumit cu acordul încheiat cu centrala de la Cuciurgan. Acest acord pe termen scurt, e un acord pe termen scurt, un acord, cum se spune, expedient, un acord pe termen scurt, care asigură prețul relativ scăzut la electricitate, pe termen scurt și ca atare asigură stabilitatea politică în Republica Moldova. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă Republica Moldova ar fi fost obligată să procure energie electrică la prețul pieței. Ar fi fost o tragedie. Așa, cu acordul încheiat cu centrala de la Cuciurgan, chiar dacă este criticat la nivel politicianist, el asigură totuși prețuri scăzute și supraviețuirea fizică pe termen scurt. Și să ținem seama și de faptul că malul drept și malul stâng al Vistului se găsesc în aceeași barcă. Citez expresia vicepreministrului Oleg Serebrian în timpul acestor negocieri cu centrala de la Cuciurgan. Din punctul de vedere energetic, ambele maluri ale Vistului s-au pomenit în aceeași barcă. Și această barcă, spunea domnul Serebrian, să nu o zgudui. Eu sunt de acord cu această abordare. Dacă îmi permiteți, foarte scurt, domnul Socor, am impresia noastră vă lingușiți pe lângă guvernare. Vă spun asta, părerea mea personală, se lingușește pe lângă guvernare, sau, deoarece spune că e mulțumit de guvern, fără ca să suporte consecințele acestei guvernări. De peste hotare foarte bine spune că este bine de mulțumit de ministru Spânu și de actualul guvern. Asta dintr-o parte să vedem, domnul Socor. A doilea moment, e legat de Cuciurgan și separatismul din stânga Nistrului. Vă duc aminte că Poroșenko are dosar penal pentru faptul că a adus cărbune din Donetsk și Donbass în partea Kievului. Și guvernarea a pornit dosar penal pentru trădarea de patrie, fiindcă a susținut separatismul. Punctul meu de vedere, acest contract cu centrala Cuciurgan este trădarea de patrie și nu este altceva, fiindcă s-a semnat un contract cu un subiect necunoscut, netransparent, cu o centrală care este aparține Federației Ruse, care nu știm în ce condiții s-a privatizat, și a doilea moment, prin acest contract, mai departe să susține cei din stânga Nistrului să plătească aproape 2 lei pentru gaz, dar cei din dreapta Nistrului 30 aproape pentru gazul natural. Uitați-vă că e discriminare la acest capitol. Din acest punct de vedere, semnarea acestui contract este o trădare de patrie și sper că pe viitor procuratura va porni un dosar penal la acest capitol. Avem o pauză de publicitate, domnule Crănaț. Eu aici și telespectatorilor vreau să le aduc aminte că domnul Socor este
un analist politic de talie internațională al Fundației Jamestown nu are absolut nicio treabă cu guvernarea. Dar felul cum a dat opoziție, parcă era la listă domnului Sandu. Este părerea personală. Fiecare, respectăm fiecare părere. Da, ești de acord dar, aici. Țin să vă zic, să luați în considerare, să vă reformulați aprecierile. Nu, că domnul Socor a spus că sub nivelul acestei emisiuni. Nu, un moment. Domnul Socor a spus că cei care critică guvernarea nu se pricep deloc în energetică. Nu am nicio problemă. Domnul Vov este expert în domeniul dat. De aceea trebuie să... Domnul Cărnaț, nu am nicio problemă cu părerea oricărui invitat. Un moment. Domnul Cărnaț, mă auziți? Eu mă pricep în negocierea contractului. Domnul Cărnaț, și în condițiile contractuale. Într-o pauză doar ca să mă auziți dumneavoastră. Nu, dar eu aud prea. Nu am o problemă cu părerea dumneavoastră, dar să nu coborăm sub nivelul acestei emisiuni. De nici nu cobor. Dar atât. Domnul Socor a atacat mulți experți din Republica Moldova care a criticat semnarea acestui contract. Le avem pe dintr-o parte, psihotare foarte bine spune că această guvernare este bună. Vă zic așa, îl beți, una din voi rămâne aici pe divan și el altul duce în partea și el altul. Satul nostru a morat cu totul altfel decât cu moriștile astea tăle. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, spate. Hne. Vântule, măria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai bun băut din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi. Ca să mulțăm numărul de tâmpiți pe fața pământului și învățăm noi unul de la altul. Partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții. Ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când o să împlinesc și eu vreo 80 de ani, o să întrem o gradă și o să vedeți schimbările care sunt. Știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova, revenirea acasă, în fiecare duminică, de la ora 20, la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc.
chef de gătit. Harta de a învinge poftele în fiecare weekend la Jurnal TV. Как произошло? Постреляли по бит. Вот скажите, куда мне ехать? Faimosul avion Maria a fost bombardat de către armata rusească. Vedeți la ulicu, ca будто как Чернобыль, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студентов. Крылей класса на мимоном. Репортажи, мнение компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастья. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Sunt peste 780 de oaspeți. Vor avea loc și lansări de carte. Da. Iată, o asemenea minunăție de carte va fi lansată. Vorbeam de importanța acestei reuniuni pentru că s-au deschis ușile spre coproducții. Te rog să ne vorbești despre... Revenim, domnilor și domnilor, discutăm despre criza energetică. Aparent, bine, și în alte emisiuni am sesizat acest lucru pentru foarte mulți dintre moldoveni. Războiul nu este primul lucru la care se gândesc și riscurile care vin dinspre Est. E mai mult ce au în buzunar și probabil este explicabil având în vedere sărăcia în care trăim. Iar acest lucru, criza energetică, ghidează până și filozofia de viață în acest an și probabil în 2023 se va întâmpla la fel. Asta e doar așa, o paranteză pe care mi-o asum, este părerea mea proprie. Dar de aici o să pun și o întrebare domnului Vovc. În 2022, moldovenii au sperat foarte mult că li se va compensa cât de mult posibil ca să ajungă la același preț pe care l-au avut în 2021 sau 2020. În multe cazuri s-au adus exemple cum în alte țări s-au plafonat prețurile pentru energie electrică și pentru gazele naturale. România, bunăoară sau în alte țări mult mai bogate. De Ucraina nu vorbim, cred că explicațiile deja sunt mai mult decât suficiente. În opinia dumneavoastră, astăzi, pentru 2022, Republica Moldova putea să-și asume un risc de imagine, nu știu de care, dar să găsească de unde doriți bani doar ca să plafoneze până într-atât încât prețurile pentru energie electrică și pentru gazele naturale, ca să se laude cu faptul că, iată, în condiții de război, prețurile la gaze și la energie electrică au fost compensate de stat și au rămas fixe la nivelul anilor 2000. Putea să-și asume un asemenea risc? Au plafonat țările care sunt și producători de aceste produse, respectiv au putut să plafoneze producătorii autohtoni din acele țări să vândă la un preț care este suficient pentru activitatea lor. Pentru că asta în România s-a întâmplat. Germania a provocat nemulțumiri în Uniunea Europeană când a spus că acordă 90 de miliarde de euro pentru compensarea ridicării tarifelor la gaz și la curent electric și asta înseamnă că celelalte țări care nu dispun de asemenea resurse au rămas în dezechilibru. Domnul Antoi, noi vorbim de plafon și compensații, vorbim de plafonare și mulți de compensații. Mulți țări au plafonat. Deci în România s-au plafonat prețurile pentru energie. Decizia actuală a guvernului de a compensa independența de vulnerabilitatea familiei este una corectă și noi încă anul trecut spuneam că nu este corect să compensăm la toți același preț, dar să compensăm independența de cât de vulnerabilă este familia. Aici nu avem nicio obiecție și chiar am salutat. Am venit și cu propuneri care am spus. Domnul Spătare le-a auzit și a îmbunătățit tot acest proces la propunerile platformei. Da, inclusiv aici în studio el a vorbit despre aceste lucruri, că a fost o concurare destul de bună pe baza aceasta. Desigur că există anumite întrebări cu privire la prețul actual. Pentru că da, noi compensăm, cum spunea și domnul Antoi, 60% statul compensează din prețul gazului. Dar la moment noi avem 30 de lei. Prețul gazului, conform deciziei, ultimei decizii ANRE. Doar că în acest preț sunt incluse 1. Pierderile tarifare a Moldova Gaz.
creditul de 1 miliard de lei care l-a dat statul Moldova Gaz. Procentul care, de 21% la acest credit care Moldova Gaz trebuie să o întoarcă statului. Asta e peste 6-7 lei din preț. Acum e întrebarea. Noi nu cumpărăm de la Gazprom în baza contractului semnat de Moldova Gaz. Noi am făcut rezerve, guvernul a fost responsabil, a făcut rezerve, cumpără de pe piața europeană. Moldova Gaz este doar un intermediar care ne dă facturile. De ce noi acum, în prețul ăsta, trebuie să menținem prețul de 30 de lei, dacă Moldova Gaz este doar un intermediar și nu este prestatorul de servicii, prestatorul de gaze? Dacă noi am scoate acum, Anreu ar scoate aceste devieri tarifare sau, cum să-l spunem, cheltuieli care le are Moldova Gaz și are nevoie să recupereze, noi am reduce prețul undeva la 20-24 de lei. Iar compensarea guvernului ar fi cei de nivel supra, de nivel de vulnerabilitate foarte ridicat, nu ar fi 14 lei gazul, dar ar fi undeva la 7-8 lei gazul. Dar este că acum se compensează... Aveți asemenea calcule să le faceți publice? Despre asta vorbim, pentru că acum noi cheltuielile care le-a avut Moldova Gaz și trebuie să le recupereze, statul compensează o parte din acestea. Dar dacă acest 5 miliarde de lei s-ar folosi corect și dacă ANRE-ul ar reacționa la aceasta, pentru că întrebarea e... E sincer, și nu trebuie să fie expert în energetică. Dacă Moldova Gaz nu este compania care importă și vinde gazul, de ce trebuie baza gazului procurat de guvern să-și acopere pierderile lor financiare care le-au avut anterior? Nu știu dacă se întâmplă în felul ăsta, chiar îmi scap asta, dar aș vrea să faceți publice datele sau... eventual un studiu care, eu, dacă l-a argumentul ANRE-ului la majorarea prețului la 30 de lei, eu mă întreb ce se întâmplă după ce epuizăm rezervele. Domnule, eu vreau să revin la un moment care sună foarte grav. Sponsorizarea regimului separatist. Stimați concetățeni, acest regim separatist a fost sponsorizat timp de 3 decenii. Și hotărârea renumită a guvernului numărul 1001 din 2001, când agenții economici din stânga Nistrului au fost scutiți de taxe vamale și accize, și bugetul pentru anul 98, unde acolo erau special clauze pentru agenții economici din stânga Nistrului, și regimul de facilități asta din 2008, deci de cote, când Uniunea Europeană ne-a dat nou, facilități asimetrice și cei din stânga Nistrului imediat s-au conectat la acest proces, fără ca să plătească un ban în bugetul Republicii Moldova. Și ne mai vorbim de acordul de asociere și zona de liber schimb, unde ei participă și nu plătesc nimic în bugetul Republicii Moldova. Și IDIS Viitorul, din repetate rânduri, au publicat studii din care se demonstrează clar, și noi știm asta și fără, eu cel puțin și fără IDIS Viitorul, cum Federația Rusă finanțează, sponsorizează acest regim. Revenim în anul 2022, când prețurile la curent electric pe piața românească saltau până la 431 de euro pentru megawatt sau cât acolo, nu, 100 de megawatt, nu știu. Noi am mers la, eu nu sunt fericit, dar am mers la această schemă netransparent, sunt de acord. Dar această schemă asigură, dacă Gazprom nu ne va mai face niște probleme, asigură stabilitatea tarifelor pentru consumatorii finali. Și când noi vorbim despre consumatorii finali, nu numai consumatorii casnici. E vorba și de acea economie națională a Republicii Moldova care are nevoie de predictibilitatea și stabilitatea tarifelor. Și la asta trebuie să ne gândim. A doilea moment. Agenția Proprietății Publice. Uitați-vă, nu știu dacă este pe site, cel puțin eu am obținut informația, răspunsul oficial de la Agenția Proprietății Publice. Centrala de Cuciurgan, de la Cuciurgan, este în proprietatea Republicii Moldova. Eu sunt de acord că aici este teatru absurdului, dar acest teatru absurdului a durat 3 decenii, fraților. Nu ne cereți nouă ca noi peste noapte și conflictul transnistrian să-l soluționăm și să întoarcem centrala Cuciurgan și uzina metalurgică de la Râbniță în proprietatea Republicii Moldova. Sunt lucruri care vor fi făcute la timpul oportun și la momentul oportun. Dar acum s-a mers pe calea aceasta.
Domn Cârnaț, dacă spate că dumneavoastră știu poziția și... Nu, eu vreau un moment, da, domnul Cârnaț. Știți cum a spus Caragiale? Dacă e de trădare, deci și noi să știm, da? Depuneți un demers la Procuratura Generală ca jurist de profesie în cazul trădare de patrie și sau... închidem tema. Și dar nu, domnul Antoi, vă este foarte greu de m-ați vorbit acum pe poziția puterei. Și mi-a trecut în revistă mai multe hotărâri care au favorizat regimul separatist, și? Știind prea bine că aceste hotărâri erau în detrimentul statului unitar care se numește Republica Moldova. În prezent, dumneavoastră când ziceți la guvernare, ați avut șanse reale să anulați acea înregistrare temporară a întreprindor din stânga Nistrului și să-i puneți pe toți pe poziție de egalitate, fiindcă acest gaz care noi în prezent îl cedem celor din stânga Nistrului pune pe poziție de superioritate întreprindor din stânga Nistrului și producții lor sunt necompetitive. Și eu am fost acela care am ieșit în Parlament cu tablița care demonstra că consumatorii casnici din stânga Nistrului înainte de începerea războiului plăteau de 20 de ori decât noi cei de pe malul drept. Dar, domnul, eu nu vorbesc de consumat, vorbesc de întreprindere în prezent. Da, dacă întreprindere nu, chiar prezent... dacă faceți așa, asta nu schimbă situația. Unele probleme nu se rezolvă. Domnul Antoi, eu vorbim despre susținerea financiară a separatismului. Se face tot prin cei de la Chișinău. No, fiindcă no, înregistrați... No, no, iată aici terminat. Iată aici terminat. Dat fiind faptul. Când se spune că ce? Regimul a fost în pragul colapsului, voi l-ați salvat. Dar spuneți-mi, vă rog, noi suntem gata să ne asumăm responsabilitatea pentru preluarea controlului supra malului stâng? Cine o să-i financeze? No, stop! Când a venit la putere, înseamnă că legea se aplică nu la stânga, dar Parlamentul asigură aplicarea legii pe tot teritoriul Republicii Moldova. Scrie asta în Constituție, nu în teorie. Nu, nu. Plecați dumneavoastră pe malul deputat, stâng și demonstrați dumneavoastră ca deputat sunteți obligați să asigurați aplicarea legii pe tot teritoriul. Obligat. A doilea moment, întreprinderi din stânga Nistrului sunt favorizate, cele din dreapta sunt discriminate. Dar nu explicați mie lucruri. Dar cum să vă sunteți la putere dumneavoastră? De un an și ceva, faceți ceva, anulați această legi temporară și puneți pe toți pe poziție de egalitate. A treia legat cu această autorizație de mediu, orice export. Cu atât de, cu cât mai radical în studio, cu atât mai puțin consumat. Dar eu aici aici o să care radical? Nu trebuie să mă apărat. Eu pur și simplu... Trec la următorul subiect pentru că este legat. Aici, domnul Socor, o să am nevoie de comentariul dumneavoastră ca să facem în 10 minute ceea ce în unele cazuri nu reușim nici într-o oră. Avem o situație următoare. Aici, apropo, probabil că ar fi trebuit să punem întrebările altfel și nu era cea mai bună întrebare sau subiectul pe care l-am discutat sau care a început să fie discutat, domnule Cârnaț. Probabil că poate o să fie mai bine în următoarele 10 minute pentru a oferi și explicații, inclusiv telespectatorilor. Problema transnistreană a apărut în 2022 sub o altă lumină. Ce se întâmplă dacă se termină, când se termină războiul? Nu dacă, când se termină războiul. Asta ar însemna și pe plan social, ce facem cu cetățenii din stânga Nistrului, ce facem cu agenții economici care astăzi nu plătesc impozite, importă, exportă, au privilegii, ce se întâmplă cu plățile sociale și multe, multe, multe alte aspecte. Cum demilitarizăm regiunea? Inclusiv acest lucru. Deci, întrebarea, în opinia mea, eu doar pun întrebarea, dar aici, în opinia mea, restul problemelor pot fi discutate cu siguranță, așa s-au discutat timp de 30 de ani, dar în momentul în care punem întrebarea foarte simplu, ce facem cu Transnistria când se termină războiul, de aici probabil că ar trebui deci resetată toată această abordare și început de aici. Domnule Socor, foarte scurt, în viziunea dumneavoastră, ce se întâmplă cu Transnistria, cum Republica Moldova trebuie să gestioneze Transnistria când se termină acest război? Noi încă nu putem să prevedem cum se va termina războiul din Ucraina, dacă se va termina în general, când se va termina și sub ce formă. După părerea mea, cea mai probabilă formă este aceea a unei Ucraine reduse teritorial, în care Rusia va păstra controlul asupra teritoriilor cucerite și după 24 februarie 2022,
iar interiorul Ucrainei, cel rămas liber, va fi o zonă devastată, o zonă de dezastru economic și umanitar. O Ucraina care va fi pierdut milioane de cetățeni ucraineni, dintre care 2 sau 3 milioane sau mai mult chiar se vor găsi în Rusia și vor fi supuși unui proces de rusificare, și alte câteva milioane vor fi în Occident. Câteva milioane se vor întoarce din Occident în Ucraina, câteva milioane vor rămâne în Occident. Deci o Ucraina mult slăbită, dar din fericire o Ucraina care va continua să reziste ca stat și să separe, să despartă Rusia de Republica Moldova. În această situație, cred că Tiraspolul, regimul de la Tiraspol, va continua să manevreze între Rusia, Ucraina, Republica Moldova și Uniunea Europeană. Tiraspolul nu este în mod necondiționat pro-rus. El adoptă această retorică prorusească pe care o cunoaștem foarte bine. Tiraspolul, într-adevăr, se consideră ca fiind o parte a lumii ruse. Aceasta o face pentru a obține sprijinul Rusiei. Rusia va ieși și ea slăbită din acest război. Chiar dacă rezultatul războiului va fi nedecis, Rusia va ieși la rândul ei slăbită. Tiraspolul va continua să manevreze între toți actorii. Cum o face și astăzi? Vedem doar că Tiraspolul nu adoptă o politică prorusească, nici o retorică prorusească. El manevrează. Politica Uniunii Europene este aceea de a include Transnistria în acordurile comerciale ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Aceasta nu e numai politica Chișinăului, e politica Uniunii Europene, de care depinde supraviețuirea Republicii Moldova. Ce putem noi să facem fără a prevedea sfârșitul războiului din Ucraina? Ce putem să facem în orice caz, indiferent de ce se întâmplă în războiul din Ucraina? Să ieșim din formatul 5+2. Acest format nu mai are nicio justificare. Cum poate Rusia să justifice rolul de mediator în formatul 5+2 atâta timp cât Rusia în mod barbar distruge populația și economia Ucrainei? Cum poate cineva să-și imagineze că Rusia și Ucraina se vor așeza alături în formatul 5+2 în chip de așa ziși mediatori la egalitate, în timp ce în Ucraina are loc ceea ce are loc? Rusia nu are dreptul, a pierdut orice drept, orice umbră de drept să participe la orice format de negocieri de tip european. Rusia s-a auto-exclus din formatul de negocieri Armenia-Azerbaidjan. Rusia s-a auto-exclus din formatul de negociere, așa zis, de la Minsk, între Rusia și Ucraina. Domnule Socor, vreau să pun o întrebare altfel, ca să fie și mai simplu, eventual să reușim și cu ceilalți invitați până la sfârșitul emisiunii. Dacă am zis, dar zic, Ucraina va câștiga acest război, până la urmă adevărul o să iasă la suprafață, depinde deja când, sperăm că anul viitor. Odată ce se încheie acest război, se dizolvă și această problemă pe care o avem, Transnistria, de la sine? De la sine, niciun caz. Dar nu știm dacă se poate rezolva cu contribuția activă a Republicii Moldova și a Occidentului. Nu știm dacă se poate rezolva cu contribuția lor activă, pentru că nu știm rezultatul final al războiului din Ucraina. El depinde, acest rezultat, depinde de modul în care Statele Unite și alte țări membre NATO vor înarma Ucraina. Deocamdată Statele Unite nu înarmează Ucraina în măsura necesară pentru a-i scoate pe ruși de pe teritoriul Ucrainei. Am înțeles, domnule Socor. Poate să câștige acest război, a demonstrat că poate să câștige acest război dacă este înarmată în mod adecvat de către Statele Unite și țările NATO. Iar încă nu este înarmată în mod adecvat. Iar în momentul de față, Ucraina poate să reziste, dar nu poate să scoată trupele rusești din Ucraina. Dacă Statele Unite
înarmează Ucraina cu rachete de lungă distanță. Rachete de lungă distanță. Și permit Ucrainei să lovească ținte pe teritoriul Rusiei și înarmează Ucraina cu tancuri pentru a ataca pozițiile rusești din Ucraina, atunci Ucraina poate să câștige războiul. A demonstrat că poate să câștige. Deocamdată aceste armamente nu sunt încă oferite Ucrainei. Domnule Suhor, foarte scurt suntem pe final. Este un pericol foarte mare. Eu n-am să vorbesc mult despre așa zisul conflict transnistrian, dar eu consider că în societatea noastră noi avem nevoie de discuții serioase și profunde ce subînțelegem noi sub noțiunea de conflict soluționarea conflictului. Dat fiind faptul că este programul socialiștilor, adoptat la 30 decembrie 2020 la Congresul 16, unde ei propun soluționarea conflictului în baza memorandumului Primakov din 8 mai 97. Și eu vreau să aduc aminte cuvintele doamnei Merkel de la aniversarea 30-a de la reîntregirea Germaniei, care a spus că procesul de unificare a Germaniei nu s-a încheiat. Dacă noi ne uităm cum votează cetățenii germani în fosta RDG pentru Alternativă pentru Germania și în restul teritoriului, noi vedem contrastul acela. Asta în cazul Germaniei, unde unificarea s-a dorit, unde s-a investit milioane și miliarde de mărci și de euro pentru reîntregirea țării. Noi trebuie să avem discuții și o viziune cum noi vedem Moldova reîntregită și respectiv apare atunci întrebarea cum să procedăm pentru ca această reintegrare să aibă loc. Dar fără aceasta, deci cu așteptatul deznodământul războiului între Rusia și Ucraina, noi departe nu vom ajunge și asta este un minus al guvernării și al opoziției și al societății, că noi nu discutăm aceste probleme. Problema e că trebuie de făcut un plan până atunci când va fi noi momentul noi trebuie să avem o viziune comune și în bază o să discutăm în 2023. Domnul Nantoie, a stat o poziție foarte bună, ultimele declarații. Aici punem acestei emisiuni. Le mulțumesc tuturor pentru că au participat la ultima ediție din acest an. Vă doresc la mulți ani și un an 2023 mai luminos, cel puțin în suflet, și haideți să punem mâna de la mână și să construim viitorul împreună aici acasă și departe de război. Încă o dată la mulți ani și ne vedem pe 9 ianuarie 2023. De așteptare. Fiecare butoi e plin de amintiri care se revarsă într-un pahar.